Pentru că au venit vremuri grele, recurgem la brânza vacii. Deschidem cutia cu bani. Indică asta. Băi, lasă-mă! Recurgem la, la cutia vaci. La, cum se cheamă asta? Brânza vaci. Brânza. Îl desfacem cu băietul ăsta. Aici jos, nu? Nu merge. Cum e dacă l-am s-a înțepat? Uite așa faci, tân. A, nu mă, așa trebuie să-i văd? Da. Așa să-l învăr, nu? Da. Să vă spun cu tine. Banii lucețe. Vedem ăștia la o parte. Cât de hârtie avea? Ăștia de hârtie, pe 30 septembrie, acum se expiră. Și avem timp să-i schimbăm. Și acum mergem la un aparat, sunt aparate speciale, care le băgăm în aparat și ne arată câți bani sunt aici, ca să nu ne mai chinuim noi să le numărăm. Ok? Ne vedem la aparat. Aici, asta e aparatul de pus bani. Pui monezele aici, îți arată aici, cum îi pui, le pune. Deja avem 62 de lire. Adică am facem 100 de lire, suntem buni. Aproape 100 avem aici, 99,62. Dar mai îmi trebuia câteva ca să facem 100 de lire. Dar din chestia asta, îți ia 10,9% din tot ce ai. Își iau și ei comisiune. Ok? Apăsăm pe am dat. Așa detalii. Cu chestia asta ne ducem la caserii și zicăm banii ăștia. 99,63.
Pare că nu mi-a luat niciun comision. Înțeleg, nu? Așa apare. Acolo scrie acolo 10.9 fi, da? Aha. Cât am pus, atâtea ori l-o luat de acolo din aparat automat. Cred că s-o trase. Da. $60, $80, $90, $5, $90, $60. Okay? Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. See you after. Bye. Bye.